19 decembrie Conștiință și în orice vreme. Dar totdeauna este bine să fiți influențați cu zel în ce este bine și nu doar când sunt prezent cu voi. Galaten 4 cu 18 Tu nu consider că pentru a dezvolta un caracter creștin este necesar să iei hotărârea de a fi credincios în lucrurile mici. Deși lucrurile care ți sunt încredințate ar putea fi de mică însemnătate în ochii tăi, totuși ele constituie îndatoriri pe care va trebui să le îndeplinești până la sfârșitul vieții. Neglijarea unuia dintre aceste lucruri va produce o deficiență majoră în caracterul tău. Trebuie să te obișnuiești să fii credincios în lucrurile mici. Nu vei fi plăcută înaintea lui Dumnezeu dacă nu vei proceda astfel. Până când vei asculta în tocmai și cu plăcere și voioșie sfaturile primite, nu te vei putea bucura de iubire și de afecțiune. Dacă dorești să fii iubit de către cei alături de care îți petreci existența, trebuie să manifesti dragoste și respect față de ei. Mărturii pentru comunitate, volumul 2, pagina 310. Materiale care rezistă Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. 1 Corinten 3 cu 14 După cum focul dezvăluie deosebirea dintre aur, argint, pietre prețioase și lemn, fân, trestie, tot astfel ziua judecății va testa caracterele, dezvăluind deosebirea dintre cele ce sunt formate după chipul lui Hristos și cele care sunt întemeiate de o inimă egoistă. Materialul lipsit de valoare va fi consumat de foc, dar aurul adevărului, credința umilă și simplă, nu își vor pierde valoarea. Acestea nu pot fi mistuite de flăcări, deoarece sunt nepieritoare. O singură oră de păcat va fi înțeleasă ca fiind o mare pierdere, în timp ce frica de Domnul va fi dovedită ca fiind începutul înțelepciunii. Plăcerea îngăduinței de sine va pieri asemenea paielor. Dar aurul principialității statornice, păstrate cu orice preț, Va rezista pentru veșnicie. Revie Herald, 11 decembrie 1900